Bună dimineața și bine v-am găsit la cafea intermediară de sâmbătă. La deschiderea ediției, PSD a dat 3 milioane de euro în acest an ca să cumpere mii de știri pozitive la România TV. Rămâneți aici pentru adevăratele știri, pentru știrile pozitive. Bună dimineața și bine v-am trezit, că e sâmbătă la ora 11. Ce să mai zice, cum sunteți bine? A? Foarte bine și era mers cafeaua brici. Înseamnă că ne-am obișnuit cu ritmul ăsta o cafea vineri, o cafeluță sâmbătă. Să fie toată lumea mulțumită. A? Și duminică, mâine podcast. Lansăm podcast la ora 8 seara sau 7, cât să fie, Vlad? La 7 seara să fiți cu ochii pe noi. Atât pe Facebook, cât pentru versiune extinsă pe YouTube. Dom'le! Nu se bat între ele cafelele cu podcasturile, cum se bat ăștia în alianță PSD cu PNL. Primarul Mirbău, primarul Clujului, primarul Margăului, primarul tuturor primarilor a recunoscut. Trist un pic. Actuala coaliție PSD-PNL funcționează de formă. Adică, știți, căsnicile alea care nu mai merg și le târâim de dragul micuțului micuțului de la Cluj și încă trei luni o să meargă tot așa. Păi ce țară guvernată e asta? Și a scos-o pe doamna Șoșocă din cursă. În fin, nu vă grăbiți, stați cu noi. Dar nu vă grăbiți nici după ce plecați cu noi. Poate aveți de mers la un grătar. De mers. Nu vă grăbiți la volan. Dan Bituman, Dan Bitman a rămas 90 de zile fără permis pentru că a mers cu 119 km la oră într-o comună din Ialomița. Ce cota Bitman în Ialomița? Poate pe cota Bița. Ei, el fiind un mare cantautor, o mare voce a rocului, când l-au tras pe dreapta, a încercat să impresioneze polițiștii prin melodiile sale. Și când a văzut că e tras pe dreapta, după atâta timp a zis, vine o zi, vine o zi. Polițistul, no, eu cerut actele și el le-a dat actele Bidman și a zis, dar să nu mi iei niciodată permisul. Poliția e un enduplecat. Iar Bidman a continuat. Îți dau un inel, dar nu ține la poliția română, domne, Și ca atare eu suspendat permisul, iar Dan Bidman a cântat și bărbații plâng câteodată și băieții plâng câteodată și s-a uitat el și s-a gândit așa că timp de 9 zile cât de departe va fi el de volan. A? Frumos, am, cumva am copșo. Și nu era băut, nu era băut, bravo lui, era numai cu viteză. S-a terminat acum Oktoberfestul în München Pff, și că s-au băut, într-o săptămână s-au băut 7 milioane de litri de bere. O zi obișnuită într-un sătuc în vaslui. 7 milioane, Or, avut o au avut toalete. Au avut mulți turiști, turiști din Anglia, turiști din Belgia și din India. Hello sir, give me a beer. Niciunul din România. Păi ne încurcăm noi cu bere. Noi bem uh, o cafea, o oh, a ah, buymeacoffee.com slash nicubendea, știți voi când aveți timp nu bem orice, dar măcar să mâncăm sănătos. Că tot așa ni se spune să adoptăm o dietă care să ne ducă spre un stil de viață sănătos, să trăim mai mult. De exemplu, dieta mediteraneană. Nu. No. Mănâncă, am dus la Cofland, dar pe când să mă duc, am primit mesaj că s-au retras de la vânzare, de acolo din magazin, somon și niște creveți. Nu. No. Cum să mai mânci mediteranean când e, îți dă la super ofertă și o bacterie? Papaya. Papaya, da. ci că mulți oameni sunt mai longevivi dacă mănâncă papaya în Japonia, undeva pe în Sicilia, până în Grecia, dacă pap, papaya, papă aia. Deci trăiesc mai mult. Eu ne că zic că nu cred în așa ceva. Iar și acum abia ceai rusesc cu pâine de secară. În altă de idei, le așteptăm și Bianca Drăgușanu să trăiască vreo 130 de ani, că și ea, papaya, papaya, papaya pap -papa, alta, pap papa aia, alta, ce să mănânci? Castane! Că nu s-au făcut castane din cauza secetei, nu s-au făcut castane. Și importăm la 50 de lei kilu și le vindem, gata, făcute cu 100 de lei. Wow! Dar stați! Vestea bună este următoarea. Din cauza timpului favorabil, castane au înflorit a doua oară în Buzău. Deci o să facem din făină de castane covrigi de Buzău ca să mănânce domnul premier Ciolacu. Meci mare de seară, ha? de seară, iară joacă România în liga aia destinată celor defavorizați cu Cipru. În deplasarea, avem meci, hai România, hai băieții, hai Nea Lucescu, 4.000 de români o să fie în tribune. Nici nu mai știu ăștia pe unde se iasă microbiștii, numai să scape de gura soților. De data asta merg în Cipru. No, cu cine jucăm? Cine? Iar drăgușin, drăguș, ăștia, stanciu, ăștia, Ianis. Iani s-a zis că s-a fiul regelui, sunt toți la Rangers. O dat o pasă de gol și-o luat cartonaș roșu. Una caldă, una rece. Așa e când ești fiul lui tata. Și în America, și la case mai mari se întâmplă. LeBron James a jucat cu fiul Sobroni în primul lor meci împreună. Au intrat în istorie. LeBron 39, fiul Sobroni 20, au jucat un meci în NBA, pe care l-au pierdut. Uh -huh. No, tată s la mai 40 de ani când am și eu, o dat pe goluri. Mă rog, coșuri. 5 recuperări. Fiul s-a făcut și el două recuperări, dar tată și el dat ca să le recupereze. Ei bine, până mai ai un tată da, care să te mai ajute la pase decisive. Broni ăsta e un fel de nicușor, știi? Lebron e nicu și nicușor. Da, pe păi cu sportul ăsta, ce să mai zicem? Nu o ducem prea bine. Simona Halep, în primele o de jucătoare, dar se pozează mai nou mâncând prăjituri, dulciuri, torturi, mai puțin pe arenele de tenis. David Popoviciu, nu știu când mai are și el partidă de not, când mai are competiție, până una alta și-o schimba facultatea, că așa e la modă, în anul doi schimb facultate, eu trecut de la psihologie la asistență socială și odată el seama că aici a mai multe în România după ce o termină cu notul, și la câți asistați social avem. Deci sportul românesc, după cum se vede. Noroc cu arhiepiscopul Tomisului, cu un alt simțit Teodosie, care o zis să nu mai mergem să facem sport la sală, o zis să ne apucăm să facem metanii. Ne aplicăm cu fruntea până la pământ, în genunchi, ne ridicăm, facem cruce și uite așa, nu e așa cum zice Petru Băuzeșan, biserica de fier. Ne facem așa condiție fizică. Deci nu mai trebuie să facem mișcări anapoda săl ca să dăm de gândit altora, să nu ducem în ispită, facem metanie acasă și așa ne antrenăm că mergem la olimpiada de făcut în și metanii, mătănii, care se văd deja în desfășoare la moaștele Sfintei Parascheva acolo o să meargă cei mai mari credincioși. Pentru ce vă rugați la Sfânta Parascheva? Pentru noroc la loto și să nu-și mai facă încă o casă vecinul. Deci aveți grijă la ce vă rugați, pentru ce vă rugați că până la urmă se împlinește și poate în defavoarea voastră. Să fim sănătoși, să avem o duminică relaxantă. Mâine, că deja sâmbătă v-am tulburat-o, așa -i? Bineînțeles, mâine de la 7 podcast lansăm noua serie după 3 ani. Și joi, spectacol în New Crocon, Cluj-Napoca. Stand-up comedy, ne vedem live. Dar mai postăm până atunci, că octombrie numai la început. Weekend plăcut!